Carmen Hara a aruncat bomba. Ce se va întâmpla în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an? Carmen Hara a făcut o serie de predicții neașteptate referitoare la viitoarele alegeri din România. Celebra clarvăzătoare, pe baza numerologiei, ne informează că anul acesta lucrurile vor căpăta o evoluție neașteptată, comparativ cu anii precedenți. Aceasta anunță schimbări uriașe și moartea a două partide politice puternice. Ce îi așteaptă pe românii? În cadrul unei emisiuni, Carmen Hara a vorbit despre alegerile prezidențiale, ce vor avea loc în acest an. Se pare că anul 2024 este caracterizat de cifra 8 și este un an karmic, ce va aduce numeroase răsturnări de situație. Clarvăzătoarea anunță că va fi anul seismelor politice, urmând numeroase schimbări majore. De asemenea, Carmen Hara spune că PNL și PSD ies de la conducere și își pierd puterea în fața unei apariții surprinzătoare. Potrivit spuselor clarvăzătoarei, de această dată românii își doresc ceva diferit. Și vor face front comun, iar rezultatul alegerilor prezidențiale o să fie unul surprinzător.